cer scuze, s-a întrerupt. E plină camera de, eu știu, informații nefolositoare. Trebuie să fac un cleaning serios. Spuneam că, la un moment dat, cred că unii dintre voi v-ați făcut multe iluzii referitor la această libelulă, la această situație, nu musai persoană. Pentru puțini dintre voi, e posibil ca inițial libelula să fie apărut sub forma unui personaj foarte pasional, înfocat, cu aliură de profesor, de înțelept, dar în spate să nu fi fost chiar atât de înțelept și să fi fost o persoană chiar imatură, dar care a încercat să falseze, măcar la nivelul imaginii publice. Da, și voi sunteți chemați să învățați. Dar pentru alții, am spus că nu pentru toată lumea aceste mesaje sunt valabile, pentru alții, nu știu dacă am spus, încerc să spun acum, dacă am spus mă repet, asta îmi cer scuze. Broasca reprezintă un suflet vechi și, în general, peștii sunt, sunt sufletele bătrâne ale zodiacului. Broasca, am spus că are o viață lungă de trăit, tocmai ca să treacă prin multe experiențe, să ajungă undeva într-un punct deosebit, să spună, să acumuleze multe experiențe și să-și spună o poveste impresionantă, care să hrănească generații și să inspire generații, vorbind de profesori. Ei, și această relație sau situație simt că este absolut trecătoare, chiar dacă, la un moment dat, am zis, va da tarip, ceea ce broscuța nu prea are, da? Broscuța, iar, broscuța testoasă, să nu uităm, e o asemănare între broasca pe care am văzut-o la zodia Fecioarei și broasca aceasta. Da, aceasta stă mai mult în apă, dar invers decât cealaltă. Cealaltă stă mai mult pe pământ. Dar din când în când merge pe pământ. Are un grad de stabilitate pe care, evident, libelula nu o să-l aibă niciodată. Aveți nevoie de stabilitate și aveți nevoie să vă împământeniți. Libelula nu poate. Că e proiect, că e persoană, că e situație, alegerea voastră, da? Ei, și atunci, ce înseamnă? Profesor înseamnă și lecție, nu neapărat o persoană. Poate într-un fel sau altul acest profesor, acest foc să fie la nivel spiritual și să fiți trezit, să vină șarpele în fața broscuței și să-i spună stop, nu mai visa, pentru că tu ai un alt drum. Ca șarpele din Cartea Junglei, da? Să se oprească în fața voastră și să vă spună niște adevăruri. În acest context, nu vă hipnotizează ca în film, ci vă ridică la un alt nivel de înțelegere, pentru că vă avertizează într-un fel sau altul că este doar o lecție pe care trebuie să o învățați, să o lăsați în spate. Nu de alta, dar ce vă așteaptă? Vă așteaptă un drum fabulos. Eventual, de la broscuța testoasă trebuie să vă ridicați către cobră, care reprezintă profesorul, cunoașterea interioară, fiind suflete bătrâne, să adăugați acolo, în carapacea voastră, pe pereții interioare, așa cum am scris-o pe aici poezii, da? Scrieți pe pereții interioare ai sufletului vostru, ai memoriei voastre, toate experiențele, plăcute și neplăcute, ca apoi să le predați celor care au nevoie să le asculte. E foarte interesant că aveți aici două semne de foc. Dar unul e târător și altul este la fel și de bătrân. La fel de bătrân și de greoi ca broscuța testoasă. Însă este mult mai împământenit. Amândoi aveți, și aici cred că sunteți voi, ca și final al drumului, testoasă, are de ajuns în această poziție de lider spiritual unii dintre voi, sau dacă nu musai lider spiritual, de profesor, de coordonator într-un proiect. Poate să fie și la locul de muncă, da? Poate să fie contabilitate, deși beștii nu prea fac contabilitate. Sunt mai mult creativi, sunt filozofi, dar nu
nu știm niciodată, fiecare ce cale își alege. Ideea este că nu vă opriți într-o libelulă, cât ar fi de decorativă. Să nu uităm că în exces, adică dacă îi dați mai multe șanse libelulei, să ne aducem aminte de plaga din Egiptul antic, da, cu libelulele. Și au mai fost situații chiar de curând prin America, în care un stol de libelule poate să distrugă. Deci nu dați prea multă crezare și prea multe avantaje acestei situații, că altfel vă distruge, da? Distruge broscuța. Oricum, broscuța e rezistentă, dar are și ea punctele slabe. Deci trebuie să vă concentrați pe lecție. Dacă e o persoană care vă aduce aminte că nu e de voi libelula, sau proiectul respectiv nu e de valoarea voastră, sau afacerea respectivă, sau casa, sau situația familiară, orice poate fi libelula, da? Nu este pentru voi. Pentru că voi aveți de acumulat niște experiențe mult mai condensate, mult mai intense, da? Foc, care vor fi de folos urmașilor. Vorbim iar de urmași când vedem elefantul. Aș vorbi foarte mult și despre elefant, dar acum simt că e nevoie să mă opresc la simbolul pe care îl a acordat creatorul acestui set de cărți. El spune că acest elefant reprezintă o energie care vine de undeva din spate cu forță, o energie care împrăștie toate blocajele pe care le aveți în drum. Deci, nu vă opriți într-o mică situație care în timp poate să vă creeze blocaje mai mari, pentru că în spate aveți o protecție fantastică. Că e personaj, că e om, că sunt îngerii voștri protectori, că sunt părinții, bunicii, eu știu ce alte persoane dragi care s-au dus în partea cealaltă și vă protejează și se adună cu toții, cât să împrăștie toate blocajele pe care le aveți în acest moment în viața voastră. Și, evident, creându-vă spațiu, puteți să manifestați această energie mult mai bine. Nu-mi dau seama cât de coerentă sunt când vorbesc direct și lucrurile vin uneori mai repede, alteori mai încet, dar sper că înțelegeți mesajul. E posibil acest elefant să fie o persoană care vine cu viteză în viața voastră, o persoană foarte pasională, care este doritoare să vă susțină în parcursul vostru, în evoluția voastră. În cazul în care această libelulă a îmbrăcat inițial haina unui profesor, posibil, da? Că avem aici semn de foc. Am spus, dar nu este valabil pentru toată lumea, toți peștișorii. Oricum, acest elefant este de bun augur și chiar și cobra este trezirea la o nouă conștiință și eventual la drumul pe care îl aveți de parcurs în viața voastră. Dacă e o persoană, printre multele calități de protector, de îndrumător, de distrugător de blocaje, da, în calea voastră, posibil să vă ofere și stabilitatea, pentru că și elefantul e foarte stabil, stabilitatea de care aveți nevoie și chiar împreună cu acest personaj puteți să aveți și niște experiențe intime, foarte intense și spirituale, da? Pentru că avem un foc, avem aici un al treilea ochi și avem simbolul focului și aici. În acest context, elefantul e clar că este simbol spiritual, Ganesha. Dar despre asta o să vorbim altă dată. Asta în cazul în care este o persoană. Dar, repet, poate să fie o energie din spatele vostru care dărâmă toate blocajele, care este trimisă de divinitate, da? Ganesha era fiul, ființă divină, da? Tocmai ca să vă arate drumul. Și drumul vostru începe cu
Eliberarea de această libelulă și eventual manifestarea acestei cobre, acestei energii regale. A focului vostru interior, lăsați emoțiile, plutiți în emoții când este cazul, altfel reveniți pe pământ și manifestați acolo focul, că evident focul nu poate să stea pe apă, trebuie, are nevoie de pământ, de o bază, de o stabilitate. Reechilibrați-vă emoțional, curățați-vă emoțional, reechilibrați-vă emoțional ca să ridicați focul interior, pentru că și cobra ar putea reprezenta kundalini și avem aici două simboluri falice. Dar aici rămâne de văzut dacă se manifestă în august, în septembrie sau în lunile următoare. Oricum, în august eu așa simt că trebuie să lăsați această libelulă în urmă și să vă reașezați, mai ales în perioada asta de retrogradare a lui Mercur, și acesta e Mercur, da? Și încă un mic detaliu care acum mi-a venit. Pentru unii dintre voi care ați avut de-a face cu acest personaj despre care am vorbit, acest triunghi este reprezentarea simbol, e feminin, da? Îl vedeți ca fiind și reprezentarea simbolului apei. Reprezentarea apei, scuzați-mă. Există o notă de sexualitate și în această imagine, pentru cine poate să o înțeleagă, să o pătrundă, dar, repet, este o chestie trecătoare, nu are consistență, nu are greutate, nu are intensitate. E mai mult vorba lungă sărăcie omului, ceva de genul ăsta. Deci, posibil cineva să fi încercat să vă captiveze printr-un stil, printr-un fel de a comunica mai ciudat, mai altfel, dar să aibă alte intenții, să ajungă la voi într-un mod intim și atât, nimic mai mult, nu să vă creeze stabilitate. Repet, și cobra e simbol falic, da? Dacă acestea două sunt legate, lăsați-le în urmă, pentru că vă așteaptă altceva mult mai intens și mai important în manifestarea destinului vostru. Nu știu cât de coerentă sunt, dar sper că înțelegeți. Vă mulțumesc pentru răbdare și îmi cer scuze de întrerupere. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!